Meciul de la Ploiești a avut un început absolut demențial. În minutul 3, steliștii au deschis scorul la prima intrare în careu. Costea a pătruns pe stânga, a centrat la întâlnire pentru Rusescu, iar acesta de la 13 metri a bubuit mingea exact în vincul porții lui Mingote. Oaspeții au avut reacție, iar Voiculeț în minutul 7 a driblat doi adversari și de la 6 metri din unghi a trimis balonul pe colțul scurt al porții lui Tătărușanu pentru 1-1. Oltenii au continuat să joace sus în teren, iar Nistor a tras de la 16 metri, dar portarul stelist a scos balonul din vinclu. În minutul 17, oaspeții au dat lovitura după ce Latovlevici a scos mingea cu mâna de pe linia porții. Jucătorul stelist a fost eliminat, iar penaltiul a fost transformat de Pintili. La 1-2 și un om în plus pentru Pandurii, totul era perfect pentru Grigoraș. În minutul 87 al partidei cu Steaua a avut loc cea mai gravă accidentare a partidei Steaua Pandurii, victima fiind jucătorul Cosmin Băcilă. La o alunecare a lui Gardoș, Băcilă a suferit o fractură de tibie și peroneu, fiind transportat la spital direct de pe teren. Aflat pe teren înainte de a primi cartonașul roșu, Gardoș și-a pus mâinile în cap, afectat de accidentarea lui Băcilă. Acesta și-a cerut scuze față de Băcilă și familia lui. Jucătorul gorjean se află la București la spitalul Elias, acolo unde a fost supus unei intervenții chirurgicale.